Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Linia 1. Discutăm în această seară despre admiterea la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, cea mai mare universitate din Moldova. Începem scrierile peste câteva zile, încercăm să aflăm despre numărul de locuri, despre diferențele față de anul sau față de anii anteriori, despre numărul de locuri, despre noutăți în general. Invitat profesor universitar dr. Tudorel Toader, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație, cu plăcere oricând ne invitați, mai ales că este un moment destul de fierbinte și la propriu și la figurat. S-a mai răcorit un pic, vedem că afară mai plouă. S-a răcorit, dar avem studenții care susțin licențele acum, dizertațiile, să finalizeze deci și masteratul și admiterea care bate la ușă. Și dacă tot îl avem în platou, o să-l întrebăm sau o să vorbim și despre noua candidatură la postul de rector, să vedem dacă mai vrea un mandat, domnul profesor. Vorbim și despre problemele de la Cuza, dacă ele există și așa mai departe. Bun, admiterea în principal, acesta e tema discuției. Care ar fi noutățile față de, nu știu, față de anii anteriori? Eu cred că lumea și candidații în general, pretendenții cam știu cu dosare, cu aia, când începe. Da, care sunt noutățile așa de poate mai importante? Procedural avem perioada aceea de preînscriere online și vreau să vă spun că sunt a început pe 4 aprilie și suntem încă în perioada preînscrierii online. Avem peste 5-6 mii de conturi create de potențialii candidați la licență și la masterat, sigur, mai mult la licență. Bun, și preînscrierea asta ce înseamnă? Exact. Înseamnă că viitorul candidat știe care sunt piesele dosarului, cum se spune, și el și le adună și le scanează, le transformă în online, creează un cont și îl transmite comisiei de admitere. Corect. Comisiile de admitere avem pe fiecare facultate, avem comisie centrală, verifică dosar cu dosar și spune: domnul Cutare, trebuie să mai completați Cutare. Adică îl ajută de la distanță să completeze dosarul. Urmează perioada 10-15 iulie, când vor fi depuse înscrierile fizic, dar vor continua și înscrierile pe platformă. Și atunci... Bun, dar tu dacă te înscrii pe platformă, trebuie să te prezinți? Nu. Păi tocmai asta e avantajul. Aici e problema. Dacă te înscrii pe platformă, dacă dosarul este verificat și este complet, intră în mecanismul admiterii. Ca unul care vine fizic și depune dosarul, altul l-a depus online, comisia de admitere ia în egală măsură doi candidați. Că în final nu contează cum au venit la Cuza la concursul de admitere. Contează competiția în sine după criteriile pe care le stim. Bun, asta înseamnă mai puțină aglomerație, mai puțină aglomerație, bătaie de cap, poate mai puține costuri exact. Cheltuieli și pentru candidat, părinți. Și mai puțin timp consumat și noi credem că este un lucru bun. Vreau să vă spun că erau 6.000 și ceva de conturi astăzi dimineață create. Da, ați avut și anul trecut, pare mi se. Am avut și anii din urmă, și observați o creștere a interesului pentru zona de online? A interesului, a încrederii și tinerii s-au mai lămurit cum vine cu înscrierea online. Este o componentă bună. Noi o apreciem și... Păi te scutește de drum, mai ales dacă ești din alte județe și aveți mulți candidați din județele da, din Moldova. Da, Republica Moldova, din alte din Republica Moldova. Din pentru ce să vii, să mai stea la vamă, să stai în căldură, să stai aici, să umbli, exact. Să întrebi, să nu știu ce. Dar nu, întrebam dacă trebuie să vină, pentru că știți, mai e povestea aia și nu e glumă. Știți cum e cu cer sau dosarele online se depun la etajul 1, știți? Da, nu. Erau, nu știu, pe la FIS, nu știu la pe unde. La noi dosarele online sunt online fizice sunt fizice și se depun la sediile comisiilor de admitere. Da. Deci a spus 10-15. Mi se pare perioada, probabil că e mai condensat un pic, tocmai pentru că există și perioada asta de înscriere, de preînscriere și atunci cred că e suficientă. Am avut an în care perioada a fost un pic mai mare, să spunem, iar în ultimele două zile nu venea aproape nimeni. Adică tinerii care sunt hotărâți și care au o opțiune bine clarificată, se înscriu în prima parte a perioadei, fie online, fie fizic. Nimeni nu lasă în ultima zi. Câte locuri sunt și dacă sunt mai multe locuri ca anul trecut? Da, sunt mai multe locuri ca anul trecut.
sunt mai multe locuri și puteți să mă întrebați de ce anume. Că suntem în perioada în care, din păcate, scade natalitatea, numărul absolvenților de licee este mai mic, tinerii au posibilitatea să meargă și la alte universități, chiar și în străinătate, și totuși Universitatea Cuza a crescut, mărit numărul de locuri. De ce? Pentru că anul trecut, spre exemplu, am avut 21.000 de candidați. Uh-huh. Pentru că numărul candidaților a fost în creștere în ultimii ani și numărul studenții candidaților care au fost declarați admiși de asemenea. Aici, deci există încă o bază totuși de recrutare și atunci chiar dacă sunt puțin masa elevilor sau mă rog masa pretendenților e mai mică totuși pe total de la an la an, da, recolta acum ar veni mai mică, totuși interesul față de exact. Facultate crește. Și de universitate. De universitate, și da. Atunci explicația, eu, noi credem că e simplă. Universitatea Cuza în sine este un brand. Păi, a fi student, absolvent de Cuza, deja este un certificat privind calitatea pregătirii și calitatea formării la momentul, dacă privim la momentul final. Adică scade baza de selecție, cum a spus, dar interesul față de Universitatea Cuza nu că a rămas constant, chiar a crescut, ceea ce pe noi ne bucură. După aceea am luat în considerare și altceva. Faptul că am înființat specializări noi. Mm-hmm. Specializări am noi. Că am văzut undeva 89, veți în total? Ce? 89 de specializări? Specializări, de licență. Specializări avem 219 toate, licență și masterat. Nu, eu spun la licență. La licență 90. 90, eu aveam 89, probabil s-a mai adăugat s-a între mai timp adăugat. Bună. A apărut teologia ortodoxă. Am înțeles. Teologia ortodoxă. Am văzut că vreți să o exportați și peste... Noi exportăm, o ducem acolo unde era la început. Aha. Că teologia ortodoxă a funcționat între anii inițial, în perioada 1926-1940, la Chișinău. După aia istoria și-a spus cuvântul, evenimentele și ce a încetat activitatea de acolo. Ce facem acum? Sigur, teologia ortodoxă din Iași este acolo unde e locul și rămâne și se dezvoltă. Dar am încheiat un protocol de colaborare cu rectorul universității din Universitatea de Stat din Chișinău, profesorul Șarov, care a fost ministru al educației, istoric, cu studii la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, și am încheiat un acord, un protocol de colaborare să reînființăm teologia ortodoxă acolo. Dar știți care e partea? Când a fost, am spus, să reînființăm? Când a fost? Între 1926-1940. Am înțeles. Și acum s-o reînființăm. Deci după aproape 100 de ani. Exact. Și partea frumoasă, știți care este? Că își va desfășura activitatea exact în spațiile în care funcționa acum 100 de ani. Da? Bine, cred că se renovate, nu cred că spațiile alea... Bun, sigur că da, dar exact simbolic în este, da, sigur, da, da. Este deosebit. Da, e o chestie puternică și de asta am zis că și dacă e o chestie... insistăm un pic pe acest subiect, care sigur îmi place ca și celelalte subiecte, am depus dosarul la Aracis, cu plan de învățământ, stat de funcțiuni, tot. A venit comisia Aracisului să facă vizita de evaluare. Eu cu decanul Vicovanu și prorectorul Damian, împreună cu Comisia Aracesului ne-am dus la Chișinău și au văzut spațiile, au dat explicații, am avut întâlnire cu conducerea de acolo. Da, așa se face sau da. A fost un mic exces de zel, să spune. Deci așa Aracesul vine și studiază dosarul acolo. Bun, în birou, dar vrea să vadă și, pe teren. Exact, să vadă dacă laboratoarele, amfiteatrele, dacă sunt adecvate, sigur, în primul rând, dacă există. Au rămas impresionați, adică acolo sunt clădiri monumentale, deci istorice. E o bază bună discuție, acolo. Da. Am înțeles. Da. Și Aracisul ne-a evaluat, ne-a dat avizul ăla favorabil, raportul, a trecut prin plenul Aracisului și astăzi, dacă ne uităm în transparență decizională, pe pagina de internet a Guvernului și a Ministerului Educației, este un proiect de hotărâre de guvern privind noile specializări și teologia ortodoxă este acolo. Da.
Bun, revenind ceea ce e mare lucru. Revenind aici la Iași, e foarte bine că sunt mai multe locuri. Sperați să se ocupă, să se ocupe toate. Poate nu sesiunea de vară, dar... Eu cred că da. Mai sunt chimia, fizica, da, erau cu mici probleme. Mai nu, scârțiau. Eu cred că da, pentru că așa a fost și anul trecut și anii din urmă. Sigur, mai apare la un moment dat o mobilitate, că cineva poate se înscrie, este eligibil, ocupă un loc, după care se duce la altă specializare, sau, da, se retrage. Sau intră în altă parte. Da. Dar, per total, că știți, Ministerul ne dă voie ca numărul de locuri să-l reglăm după solicitări. Adică dacă noi, de exemplu, vedem că la o specializare sunt mai puțini candidați, la altă specializare sunt mai mulți, dacă acei candidați tinerii vor, îi ducem la respectiva specializare sau dăm locurile de acolo de unde nu sunt foarte multe solicitări, da, le transferăm unde, da, sunt solicitări. Așa ceva? Dacă un fel de vase comunicante. E interesant și cred că vine în sprijin. Cred că i-ați bucurat pe mulți că erau sub linie și dintr-o dată. Da, așa am sunat, făcut și anii din urmă. I-ați sunat și le-a spus. Da, nu chiar îi sunăm. Le spunem că urmează o a doua etapă de înmatriculări și funcție de locurile disponibile, coborâm lista și dacă e păcat omul, dacă vrea să urmeze facultatea și să spunem, nu știu, poate nu s-a înscris la altă secție sau dacă vrea să urmeze, că nu-l obligă nimeni. Atunci e... Știți, aici dacă vorbim de locuri și închidem subiectul dacă vreți, noi lucrăm, ne raportăm la două coordonate. Pe de o parte, capacitate de școlarizare. Da. Pe care ți-o dă Aracisul și spune funcție de numărul de profesori, de spații, de experiență, de laboratoare, de și de, poți școlariza 300 de studenți. Da. Aia e capacitatea. Corect. Și cifra de școlarizare pe care o scoți la concurs, care trebuie să rămână în limita capacității, dar poate fi mai mică decât capacitatea de școlarizare. Și noi scoatem acum la concurs 12.840 de locuri licență și masterat plus doctorat, dar capacitatea toată e de 16.625 de locuri. Deci noi, dacă am vrea, putem să luăm 16.625 de locuri, dar ne-am mărginit la 12.840. Să nu uităm și altceva. Că universitatea tradițional face pregătirea în Palatul Universitar, cum îi spunea la început, din Copou, când era o singură universitate. Nu? Și între timp avem extensiunea de la Bălți, cu mai multe specializări, care merge foarte bine. Avem extensiune... Merge foarte bine, ce înseamnă? E foarte căutată. Foarte căutată, sigur că da. Și se duc profesorii noștri acolo, de la Iași la Bălțe, 70 de kilometri. Avem un protocol la vamă, nu stăm la rând. S-a asfaltat, drumurile sunt bune, într-o oră pleci de acasă și intri la curs. Corect. Da. Și pentru tineri avantajul este... Cred că faci ca, nu știu, cred că de la Miroslava... Treci Iașu. Cred că ajungi mai greu la universitate sau, mă rog... Și tinerii au posibilitatea să rămână la ei în comunitate, acasă, în familie. Poate unii n-au bani să vină la Iași. Da, asta e un câștig. Dacă poate unii au un serviciu, poate unii au familie, poate unii au părinți mai în vârstă, poate... Adică nu înseamnă că toți au cele mai bune condiții de a veni la Iași. Dar, pe de altă parte, observ că mulți dintre tinerii care vin aici, probabil că o parte și la studii, la liceu, dacă cred că și la facultate, rămân aici. Acum, nu știu dacă e bine, probabil că e bine pentru noi că mai e forță de muncă, se numește libertatea. Sigur că așa facem și noi când plecăm prin Italia, prin Spania, dar nu știu dacă e bine pentru Republica Moldova că se cam depopulează și rămân bătrânii și, mă rog, cei... Pentru ei nu este cea mai bună soluție. Dar am încercat să remediem și chestiunea asta. Cum? Avem programe de diplome duble și cu universitățile din Chișinău și cu Universitatea din Bălți. Ce înseamnă? Că un tânăr îi student și la drept, să spunem, la Bălți sau la Chișinău și la drept la Cuza. El stă două semestre la Iași, două la Bălți. Îi echivalăm examenele reciproc, cele care pot fi echivalate. Dau diferențe și iau două diplome dublă. Una de la ei, una de la noi.
diploma de la noi, sigur, apare ca o diplomă emisă de o universitate dintr-o țară membra Uniunii Europene și le dă o deschidere europeană mai Că mă întrebam care e avantajul, ăsta ar fi. Bun, avantaj mai e și următorul. Le dăm o bursă, anul trecut era 65 de euro pe lună, anul acesta e 100, sunt 110 euro. Poate nu-i mult, dar nu-i nici puțin. Pentru ei nu-i puțin, să știți. Da, mă gândesc că 100 de 500 de lei, mă rog. Bun. Și le dăm și cazare, și cazare gratuită aici, și masă gratuită, și transport gratuit. Adică se mai adună, cazul ăsta, să spunem, că altfel nu și-ar fi acoperit. Nu, dar există dorința lor de a lua diplomă din Iași. Legat de, știu că sunteți rectorul universității și eu îmi fac datoria și întreb, legat de trenduri, adică cam ce se caută, ce observați de la an la an, care e situația? Unde înțeles. Păi, de ani de zile, informatica, unele specializări de la economie și administrare afacerilor, managementul informatic, economic, business, sunt. Da. După aceea, psihologia. Da, am remarcat și eu că e... Nu uităm, kinetoterapia de la Chișinău, am avut 49 de candidați pe loc. La kinetoterapie, pentru că bătaie, ei, nu glumă. Bătaie, pentru că ei și-au diploma și plec după aia în lumea largă și profesează. Le asigură un loc de muncă, cum să spune, garantat și bine de plătit. Căutat, da, e o meserie de căutat. Da. Bun. Deci rămân aceste specializări ca fiind cele mai solicitate, dar sigur... Informatica, solicitarea e și acolo unde ai 2-3 pe loc, nu numai unde ai 49 sau 7 geografie, pe loc. Geografie, cred că nu. Geografie, geologie. Dar cum merg astea? Filozofia, istoria? Că sunt abstracte așa, adică multora le se pare, domnule, bun, ok, mă fac istoric și mă fac... Să nu vă surprindă, merg bine. Chiar astăzi vorbeam la istorie, spre exemplu, specializarea arheologie, care e foarte căutată, adică s-a revigorat așa, pentru că se fac autostrăzi, șosele, în Iași, în toată țara, plin. În toată... Exact. Cum sapi o leacă, cum ai nevoie, cheme arheologul. Sigur, să-ți dea descărcarea arheologică. Păi am avut noi la Casa Universitarilor, erau de-ai noștri, de la universitate, până când și a durat și mai găseau o monedă, un oson, nu știu ce. Cum merge casa? Că am văzut acolo, arată foarte bine, am văzut o fotografie, n-am fost acolo. Vă invităm să o vedeți, dar am văzut-o în poze și e, chiar arată foarte bine. Dar întrebarea e, cum merge, dacă e, nu știu, poate e mult spus pe profit, dar cum merge? Scopul nostru nu este profit. Păi de ce? Pentru că universitatea... Poate trebuie să o scoateți din orice, până la urmă. Casa universitarilor este a universitarilor. Prețul este nu mic, foarte mic, toată lumea se minunează cum de e așa de mic. Dar la ce? La mâncare? La produse? Știu că era pe vremea cealaltă, atunci era într-adevăr, pare mi se că era un preț foarte mic. Dar a rămas așa? 12 lei, 14 lei mănânci toate felurile de mâncare. Bun, dar acolo cine are acces? Universitarii de la Cuza. Am înțeles. Adică nu este la comun pentru toată lumea. Am înțeles, da. Universitarii și pensionarii, sigur, sunt acolo, vreau să vă spun că s-a generat un fel de centru de evenimente. Noi asta ne-am și dorit. Și o sală acolo. O sală de conferințe, altele mai mici, și se țin doctorate, conferințe, manifestări. Avantajul că e și în apropierea universității. Întâlniri diplomați, promoție. Zonă foarte bună. E sigur. Păi, casa e pe un teren de 5400 de metri și terasa aia din spate de acolo este minunată acum, vara. Foarte, foarte. Superbă. Da, nu știu cu parcarea acum e. Ca peste tot, nu? Acolo se poate consuma și o apă minerală, prin urmare vii pe jos. Da, apropo, cu parcarea, când copoi o mare problemă. Eu dacă mă duc acolo, nu știu, vreau să vizitez universitatea sau să fac niște fotografii. Unde Dumnezeu parchez? E complicat acolo, toată zona aia, la camera de comerț, la fel. În spatele corpului chiar în spate,
Pe acolo spre liceul Negruție. Nu-i Negruție acolo? Da, noi avem o terasă mare cu un atelier mecanic, o parcare, și am proiectat o parcare cu de subsol, demisol, parter, patru etaje și terasă. Cu vreo 300 de locuri de parcare. Bun, asta e proiect. Este proiect, dar nu numai proiect. Pentru că am dat drumul și la primărie să obținem autorizația de construcție. E adevărat că au fost niște ezitări acolo, s-a întârziat un pic, dar am luat avizul de la comisia tot și îl băgăm în licitația de proiectare efectivă. Deci faceți acolo parcare că e nevoie, nu? Da. Da. Nu cred că poate să spună cineva că nu e nevoie de parcare. Păi e nevoie. Cum nu înțeleg, de exemplu, în față la OMF acolo. De ce nu se mișcă? Știu că universitatea avea în proiect o parcare subterană, chiar tu, câteva sute de locuri. Proiect, n-am mai auzit nimic. Nu știu de ce. Eu sunt rector la Cuza, vorbesc despre Cuza. Bun, da. Și eu sunt ziarist aici, în Iași, am voie să întreb. Nu v-am chestionat. Dar nu vă răspund eu. Nici nu aveți o problemă. Bun. Asta cu parcarea e o chestiune generală în Iași, dar nu e problema. O să vă întreb de parcări în momentul în care sau o să vă cer socoteală, poate mult spus cer socoteală, dacă o să intrați în politică, atunci o să vă întreb de parcări. Bun, mulți spun, domnule, la informatică, de ce nu sunt mai multe locuri? Există o cerere incredibilă, vin firme în Iași, sunt solicitări, de ce nu se vede așa o creștere accelerată a numărului de locuri? Pentru că la informatică este o mare problemă să angajezi profesori. Da, asta e adevărat. Pentru că tinerii... Pentru că nu vin, nu? Exact. Tinerii sunt angajați din anul întâi, dacă nu din doi, din trei, și sunt motivați cu salarii la firme, în țară, în străinătate. Dacă sunt bine pregătiți pe mii de euro. Și atunci el nu mai stă să fie asistent cu câteva mii de lei. De N ori am vorbit cu decanul, de N ori a scos la concurs posturi de asistent și nu vine nimeni. Asta este problema. Dar dacă ați avea solicitări, nu solicitări, dacă ați avea mai mult angajați, mai mult profesori, ați putea mări numărul de... Păi sigur că... Dar spuneți-mi, de ce nu se poate discuta sau nu știu, nu se poate face un parteneriat cu companiile? Că știu că era, pare mi se, la un moment dat ceva, nu știu... Nu-mi dau seama formula legală. Parteneriatul este, dar ca ei să facă practică. Compania nu vine. Mă refer la profesori. Dacă să predea, nu știu, poate cu o parte, să fie plătit o parte. Să fie specialiștii, dar nu profesori, și nu vin oamenii care sunt pasionați de IT și bine motivați, bine plătiți, nu mai dezvoltă și vocația didactică. Păi dacă firma e trimite, să spunem, sau poate suportă ei o parte, când spune, domnule, suntem firma mare, poate acolo în bordul ăla se decide, o să iau o decizie și spune, domnule, avem nevoie de 100 de locuri, sau în fiecare an avem nevoie de, că sunt firme mari, hai să suportăm, nu știu, numărul de profesori, ajungem la capacitatea de școlarizare. Adică e un cerc vicios, dacă n-ai profesori, nu poți mări capacitatea de școlarizare, nu poți mări cifra de școlarizare. Da, bănuiesc că după aia a intrat și chestiunea cu spațiu. Cu spațiile le-am cam rezolvat în mare parte. Dăm acum în folosință corpul E de aici, de la fundație, pe care l-am repartizat către facultățile de litere, de psihologie și de filozofie. Dăm în folosință corpul O de acolo din spate, de la Gheorghe Asache, în stația de tramvai. Da. Dăm în folosință și facem o bibliotecă mare. Dăm în folosință observatorul astronomic, cred că într-o săptămână, două, gata, și acolo mutăm parte din activitățile didactice de cercetare științifică, de la matematică și de la fizică. Adică deja ne cam reglăm. Da, bun. Luăm o pauză, apoi ne întoarcem, aflăm și despre eventuala candidatură a profesorului Toader la un nou mandat de rector. Pauză, apoi ne întoarcem.
Ne-am întors în linia întâi, vorbim despre admiterea la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. A invitat rectorul Universității, profesorul universitar, dr. Tudorel Toader. Bun, ați avut emoții cu greva profesorilor? Că va fi decalat un pic calendarul? Că nu. Era atmosfera tensionată la era tensionată, dar eram convins că se va găsi o soluție. Citeam, de exemplu, astăzi legea învățământului, nu se mai numește educației. Da? Da. Și citeam legea învățământului. Știm că de data asta legiuitorul a optat pentru o lege referitoare la învățământ preuniversitar și o altă lege la învățământ universitar. Și zice acolo și zice bine că învățământul, educația este prioritate națională. Păi dacă e prioritate națională, îi rezolv și problemele măcar de bază. Iar ce cereau profesorii acum așa. Era de rezolvat, pentru păi că era. Asta spun un profesor să stea cu 2-3 mii de lei. Am auzit multe, am văzut multe proteste în țara asta, inclusiv poate ale magistraților, sau magistrați mai puțin veniți din zona juridică. Da. Sau alte, din administrație sau din finanțe sau nu știu. Și mă gândeam, domnule, dar nu știu, să mai tragă și la treabă oamenii că au salarii mari. Dar aici, la profesori, nu vorbim de educație. Așa cum ați spus, educația e prioritate. Domnule, dar eu aud de prioritate numai, nu știu, în campanii sau păi la bani, când se deschide anul școlar sau anul universitar. Și pe hârtie. În rest, pe hârtie. În rest, la revedere. Că cum? Păi 6% din PIB. Unde-i 6? Că e 2,4 sau cât e. Adică deci, din acest motiv n-am avut emoții, eram convins că se va rezolva. Bun, concursul, bun, înscrierile sunt în perioada 10-15, cu perioada asta de, sau mă rog, și cu preînscrierea sau cu înscrierea online. Dar mai departe, cine mai departe. Concurs cu dosare, cine participă la admitere, la concurs scris și așa mai departe? Avem în universitate 15 facultăți. Avem, cum spuneam, 190 de specializări la licență, 129 la masterat. Avem 14 școli doctorale cu 30 de domenii de cercetare de specializări. Și normal că în diversitatea asta de specializări, e normal ca și cerințele de admitere să difere. Cerințele, condițiile de admitere să se plieze pe profil, pe specializare. Așa se face că din cele 15 facultăți, un număr de 8 dau admitere pe bază de dosar, cu medii de la bacaloriat. Deci acolo e doar emoția ordinii. Exact. Dar nu mai au emoții că trebuie să vină să ia... Că e emoția de la note de bacaloriat, dar e și emoția competiției, că nu știi cu cine intri în competiție. Și nu știi câți exact. Candidați cu medii mai mari ca tine exact. Se înscriu la... Că poate într-un an se schimbă... Algoritmul. Bun, dar ei au posibilitatea să se înscrie și la mai multe, adică nu cred că rămân, adică mai multe locuri. După aceea avem 4 facultăți care au și probă scrisă de examen. Mhm. Care sunt acelea? Dreptul, educație fizică și sport, informatică. Informatică și teologie ortodoxă. Care au probe scrise. Dar la educație fizică ce probă scrise? Deci poți să pui acolo, chestiunile de mod trecetate de practică să spun. Au și vocațională. Da? Da. După bun, care la, avem dar la drept ce e? E proba la română, grila aia sau ce e? Exact. Da? Exact. Mm-hmm. Dar de ce limba română, de exemplu? De ce nu știu niște noțiuni de juridice? Pentru că noi, juridice nu poți să-i ceri unuia care vine de la un liceu unde n-a avut nicio legătură cu juridică. Dar cu limba română este o obligație pentru toți de a o ști. Ca să nu se supere domnul judecător după aia? La rândul lor au fost avocații, și studenți. Să spunem. La rândul lor au fost și ei candidați. După aceea avem 3 facultăți care iau în calcul notele din timpul liceului. Geo, matematică, informatică. Și avem facultăți care au probe vocaționale. Spre exemplu, teologia, psihologia, sportul. Că e normal la teologie, spre exemplu, să faci dovada
vocație spre această specializare. De aceea, sau la educație fizică. Adică... Sau la educație fizică. Și de aceea, grupând facultățile în cele trei categorii pe care le-am enunțat deja, iar eu cred, vă invit în prima zi de înscriere fizică pe 10 iulie, așa, să vedeți că atunci este o mare, mare forfot, așa, o pe mare... Copo. La în universitate. Dar atunci frumos copoul cu cei tineri absolvenți, cu părinți, simt, simt. Cu emoții. Vara după aia, bun, și acum e cald, nu știu ce, dar după ce se termină, se pare pustiu așa copoul. Bun, poate noi mulți din Iași aici ne cam bucurăm că mai e un loc de parcare, mai te poți mișca. Repetăm ceea ce am zis mereu, că Iașul n-ar fi Iași dacă n-ar exista universitățile. Cum ar, de acord. Cum ar arăta? Ar fi un, dacă n-ar fi fost universitățile și... Cum vedeți vara, luna august, când nu-i nimeni. Bun, dar și economic, cum ar? Cred că am fost la nivelul Botoșani-Vaslui, nu? Eram pe linia asta, nu? Ai Botoșani, Iași... Păi, care... fără universități nu venea IT-ul, nu construia, nu? E limpede. Eram aici, da. Păi, probabil că, nu știu dacă eram la masa asta, la... Da? Dacă nu era zona universitară, că eu eram probabil la Rădăuță acolo de unde... Eu nu eram rector și tot m-am așa. M-am născut și tot așa, da, cu siguranță că emisiunea asta nu avea loc. Bun, de ce să vină tineri? Noi avem telespectatori în toată Moldova, de ce să vină tineri, nu știu, din Suceava, din Botoșani, din Vaslui, din Bacău, de ce să vină la Iași? Eu nu știu dacă Iașul e în concurență, poate că e în concurență, nu știu, cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava... că și la Bacău e universitate, nu? Bacovia. Da, da. Da. Nu, Vasile Alexandrii. De stat și Bacovia, da, e privată. Privată, da. La Galați e? Sunt două. Da. La Galați, cred că e și medicină acolo. Dunărea de Jos, care are medicină. Are și medicină. Și Danubius, care e privat. Da. Dar cred că am putea spune că suntem în concurență și cu alte universități. Cred că și cu Clujul, că sunt tineri care se mai duc acolo din diverse motive, dar chiar și cu București. Dar hai să spunem că noi suntem aici în Moldova. De ce să vină un tânăr sau de ce să aleagă Iași sau Universitatea Cuza? Din foarte multe motive. În primul rând, vin la o universitate de prestigiu, la Cuza. Vreau să spun că eu, prin diferitele funcții în care am fost, am întâlnit foarte mulți... Deloc puține... Și am întâlnit foarte mulți tineri absolvenți de Cuza. Dincolo de faptul că sunt foarte bine pregătiți, oameni serioși și foarte apreciați acolo unde muncesc și trăiesc ei, au și o mândrie așa de a spune că sunt absolvent de Cuza. Eu am simțit treaba asta cel mai, așa să zic, în domeniul juridic pe care îl cunosc nemijlocit. E un fel de carte de vizită de a spune că ești absolvent de Cuza. De ce să vină la Iași? În primul rând, Iașul e un oraș care are tradiție, istorie, cultură, bun. Dar este și un oraș frumos. Este un oraș frumos. Da. Este un oraș primitor. Este un oraș... În care ai ce să faci ca tânăr, da. Da, ai este și posibilități de distracție, sigur, și de muncă mai departe și de a te stabili este aici. Este un oraș sigur. Da. Este un oraș sigur. Este un oraș în care tinerii, studenții, vorbim de ei, își păstrează această identitate, dau acest aer universitar copoului Iașului în general. Și după părerea mea, Iașul s-a dezvoltat proporțional pe componenta universitară, dar și pe componenta socială, pe componenta economică, pe componenta serviciilor, că ele trebuie ținute într-un echilibru. Viața la Iași nu e mai scumpă decât în alte părți. Aici, mă rog, chirie poate e de discutat un pic. Bun, e mai scumpă ca la Huș. Pentru că e normal, acolo nu sunt studenți. Și apartamentele sunt mai scumpe și așa. Da. Mă rog, eu cred că e puțin mai scumpă, că ai transport, oricum sunt mai mari cheltuieli de aici. Că e orașul mai mare, într-un oraș mai mare, unde ai posibilități mai multe, trebuie să fii și buzunarul un pic mai plin, că altfel stai și te uiți. Altfel iar stai... ca tânăr e frustrant să ai atâtea posibilități de distracție și să nu o poți face. Dar mulți studenți chiar
se și angajează ca să aibă ceea ce... Se angajează, mă rog, dar le oferim cartea. Tabere, le oferim excursii. Nu uitați că noi, de exemplu, la Cuza avem 10 stațiuni de cercetare științifică și practică studențească. 10. De la Agigea pe malul Mării până la Rarău sau la Potoci pe malul Bicazului sau la Iezărene, aici alături de noi, în vecinătate. Adică au foarte multe facilități, plus. Universitatea Cuza de 21 de ani este pe locul întâi în țară la capitolul proiectelor Erasmus, care înseamnă mobilități pentru colegii noștri, studenții noștri, de a pleca la universitățile partenere, mobilități pentru partenerii noștri de a veni la Iași. Dacă pot să spun, de exemplu, la emisiunea dumneavoastră am venit acum, direct de pe terasa casei universitarilor, unde ne-am întâlnit cu un grup de peste 25 de doctoranți din Israel, care studiază la diferitele specializări pentru studii doctorale de la Cuza. Deci ia că o deschidere. Așa, categoric. Adică Universitatea Cuza îți oferă tot felul de variante, fie de a pleca și de a studia în altă parte, sau cu burse, fie celor de afară să vină aici, adică nu mai departe de ieri am avut... Da, cu studenții străini, cum stați? Ați spus din Israel, dar din câte țări aveți? Ieri am avut ședință de birou executiv, care înseamnă rector și prorectori, și cred că am avut pe ordinea de zi 130-131 de mobilități, plecări în lumea largă. Uh-huh. Profesor, cercetător, studenți... Și vreau să le aprobați. Sigur că da. Da. 131. Ceea ce nu-i puțin lucru și asta într-o săptămână. Mm-hmm. Săptămâna viitoare. Apoi asta vreau să întreb. E pe săptămâna. Semestru, pe să săptămâna. Deci, așa. Bun, mult. Ei se duc acolo. Dar noi aprobăm săptămâna. Da. Și dăm această deschidere care este, eu zic, foarte, foarte bună pentru ei. Gândiți-vă, în viața unui tânăr studiază la Iași 3 ani, 4 ani cât e licență sau masterat, din care stă un semestru sau două luni, trei luni de zile la o mare universitate din Roma, din Paris, din Atena, din altă parte. Și înseamnă nu numai educație în specializare, înseamnă și o asimilare a culturii, a spațiului. Corect, e o deschidere formidabilă, pe care după ce te angajezi mai greu o accesezi. Da. Revin la întrebare cu studenții străini. Din, nu știu, din câte țări sau câți studenți străini, știu că UMF-ul, da, acolo e o avalanșă și într-adevăr acolo e altceva. Noi avem astăzi când vorbim, da, astăzi când vorbim, avem studenți străini din 77 de țări. Și din Japonia, și din Franța, și din Spania. Sigur, cei mai mulți sunt din Republica Moldova, mm-hmm, cum e și firesc. Dar 77 de țări. E mult. Păi numai câte unul, să fie și 77, da. Exact. Adică deschiderea este foarte mare. Acum, pe data de 10, inaugurăm o școală de cultură și civilizație unde sunt 30 de tineri din aproape tot atâtea țări. Dar unde e interesul mai mare, bănuiesc? Pe ce tehnice sau la păi ce? Nu, dacă e ăsta școli de la vară... La drept nu-mi dau seama. Nu, dacă școli de vară sunt mai ușoare, așa, nu pe specializare. Am înțeles, școli de vară. Că, sigur. Și da, avem, de exemplu, și acele școli de vară Rose finanțate de Banca Mondială. Ieri alaltă era început cursurile primei școli de vară la geografie, geologie. Avem 12 școli de vară, 450 de cursanți, au aplicat 605 elevi de liceu cu precădere din zonele defavorizate. Și ei stau la Iași 2 săptămâni. Cazare, masă, transport. Îndrumare, lecții, vizite prin grădina botanică, amfiteatre, laboratoare, în stațiunile universității, una, două din stațiuni, că nu v-ați duc în toate.
și îi inițiem așa în ceea ce ar presupune viața de student. Și el vede dacă îi place sau nu o specializare sau altă. Că e teologie, că e istorie, că e drept, că e economie. Bun, și așa mai departe și mai îngăduiți o frază. De când s-au inițiat aceste școli de vară finanțate de Banca Mondială, am avut 2052 de tineri liceeni. Din 2052, jumătate au devenit studenți la CUZA. Îmi plăcem foarte bun. Bun, discutam în pauză, dacă nu mă înșel, de un proiect cu liceul. Da. Suntem prima și singura universitate din țară care are toate treptele de învățământ. Grădiniță, școală primară, gimnaziu, liceu. După aceea, licență, masterat, doctorat și mai departe. Eu când am venit rector, exista grădiniță și școală primară, dar era în sistemul învățământului privat. Grădinița junior, nu? Junior. Înființată pe vremea a fost lui rector Oprea. Oprea, exact. Așa. Eu am considerat că nu e foarte corect ca la o instituție publică să funcționeze o entitate privată. Dar ce înseamnă asta? Că părinții plăteau? Adică plătea, exact. Taxă. Asta, asta însemna privat, asta a interpretat că e privat. Toate cheltuielile erau suportate de părinți. Da. Deci, practic, universitatea nu poate mai câștiga niște bani, să spun. Sau, mă rog, și acoperea. Și am reluat procesul de autorizare și am reînființat, din punct de vedere juridic, grădinița, școala primară, da, la buget. Am înființat gimnaziu și am înființat liceul. Și unde anul funcționează trecut, liceul ăsta? Anul sau trecut gimnaziu, unde? Da, vă spun. Anul trecut Aracipul a autorizat gimnaziu și a funcționat bine. Anul acesta am autorizat Aracipul, liceul cu două clase de științe umaniste și reale. Da? Două clase. Vreau să vă spun că sunt solicitări foarte multe, nu-mi permit să vă dau nume sonore din Iași, unde funcționează. Dacă, sigur, și în vechile spații, am cumpărat un imobil pe Gheorghe Asache, acolo în spatele casei de sănătate, da, de la un privat, și acum dacă urcați Sărăriei, unde avem ca obiectiv baza sportivă, pe partea stângă am primit un teren de aproape 5.000 de metri cu două clădiri de la Consiliul Județean. Se lucrează în ritm foarte accelerat acolo și se face o școală cu 8 clase, bibliotecă, sală de sport și tot ce este. La data de 6 septembrie, dacă atunci începe liceul, vă invit la inaugurarea acelui liceu. Da, e bine că aveți și liceu și grădiniță și școala primară. Bun. Rectorul Tudorel Toader, încă un mandat. Sau nu? Rectorul și-a anunțat intenția de a candida și va candida pentru un nou mandat. De ce anume veți spune? Nu pot să enumăr toate argumentele în emisiunea. În primul rând că aveți dreptul, nu? Primul rând că am dreptul în sensul că permite legea. Nu că ești jurist. Da, nu. Așa. Că permite legea. Eu spuneam acum în 2016, când veneam din judecător constituțional și candidam la ca rector, că deviza, în ghilimele sau fără, este aceea: fapte, nu vorbe. Adică să nu vin să spun, să promit că eu voi face, eu voi drege, să se vadă. Astăzi când vorbim, după aproape două mandate, cred că pot să mă legitimez cu multe fapte, chiar dacă nu le-aș compara cu cele precedente. Spun totuși ceva care este de domeniul evidenței. Să nu uităm, când am devenit rector, universitatea avea multe milioane datorii în bănci. Universitatea nu plătea activitățile desfășurate în plata cu ora, la plata cu ora,
decât la câteva facultăți dreptul economice. Bun, dar care explicația că erau datoriile alea? A fost o, nu știu, o situație economică generală proastă? Nu, explicație. Sau cheltui banii anapoda? Sau risipit? Hai să vă dau un exemplu. Pe clădirea de la intrarea din Lăpușneanu se dădea o chirie... Fosta clădire Rom Telecom. Da, se dădea o chirie exorbitantă. S-a dat chirie 3.700.000 de euro. Eu acolo n-am înțeles. Care e clădirea aia, dacă nevoie. O știți... Pe nici nu arată, sincer. Sigur, nu pe dinăuntru e goală. Și noi plăteam chirie pe spațiul la gol. Bun, e zona zero cumva, adică e centrale. Dar, dincolo de asta... Să-mi duc la capăt ideea. Deci, noi dădeam o chirie exorbitantă, cred eu, dar era închiriată librăria Trafale, aia din universitate de acolo. Aici dădeam 12 euro pe metru pătrat, inclus în golul ăla din mijloc și clădirea goală. La Trafale am închiriat unui întreprinzător privat cu 4 euro pe metru pătrat, cu mobilier, cu, știți, condițiile de acolo, care sunt foarte bune. Deci, să nu trag eu concluzii, dar nu se poate să dai, să închiriezi un spațiu gol cu 12 euro pe metru pătrat și să primești doar 4 pe un spațiu generos și modern. Da, eu cred și mă îndepărtez de subiect, să nu devin critic, când în prima zi de ședință cu prorectorii le spuneam așa, că aș vrea să n-am dreptate, dar eu cred că 20-25% din cheltuielile pe care le făcea universitatea atunci erau absolut nejustificate. Se duceau banii pe apa sâmbetei. După emisiune pot să vă dau și mai multe exemple. Păi de ce după emisiune? Poate că... Păi ca să nu vă consum din timp. Păi nu, acum spuneți la sfârșit că nici nu mai avem timp. Ok, așa. Poate să mai avem ocazia să mai discutăm. Am mai văzut o declarație în presă, a spus așa, prima mea, adică ați făcut-o acum conferința de presă, nu știu, dar cu două zile. Sper să fie corectă declarația. Prima mea opțiune este Universitatea Alexandru Ioan Guza, planul B, când va fi cazul. Da, planul B când și dacă va fi cazul. Ce înseamnă planul B? Candidatura la europene, la prezidențiale, la primărie? Eu voi prezenta ceea ce am făcut în cei 8 ani de rectorat și colegii mei, profesori cercetători, vor hotărâ pe cine doresc să rămână. Alegerile când sunt? La anul, în februarie. Mm-hmm. Deci o să pentru că, sigur cumva, că da. Pune-o în față. Dacă pierdeți, aveți toate opțiunile în față. Că la anul e un an plin de alegeri. Plin de opțiuni, da. Plin, și atunci spuneam că după ce consum momentul alegerilor la universitate, dacă ies rector, rămân rector. Dacă nu ies rector, iau în calcul alte opțiuni dacă vor fi. Inclusiv politice, că ce opțiuni? Că... Universități private, nu știu, mergi la Ministerul Justiției. Mă concentrez pe Ministerul Justiției. La Ministerul Justiției este doamna Gorghiu. Da. Și? E foarte bine, nu? Mi-a fost doctorandă, știu. Sunteți în relații foarte bune. Da. Bun, o să urmărim. Deci va fi un an, nu doar că avem treabă cu alegerile europene, locale, parlamentare, prezidențiale, că mai avem și niște alegeri prin universități, deci urmărim în februarie. Și crezi că va fi competiție aspră? Nu știu. E normal să fie competiție. Păi, e și bine, e și sănătos. Păi e normal ca și alții să dorească să fie rector, că doar și eu mi-am dorit, dar nu m-a obligat nimeni. Corect. Păi, asta sunt alegeri, ca sigur să se înscrie cât mai multă lume. Și colegii noștri vor pune în balanță și vor... Vor decide. Bine, da. Mulțumesc că a fost rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza, Tudorel Toader. Am discutat despre admiterea care bate la ușă. 10 iulie, așadar, încep înscrierile în fizic cu dosar la Universitatea din Copou. Mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Mulțumesc și noastră pentru atenție. Sunt Florin Ghețău. Seară bună!